Adolescenta în vârstă de 15 ani, care a fost trimisă în stare gravă la Spitalul de Boli Infecțioase Iași, fiind suspectă de meningită meningococică, a decedat. Moartea fetei a survenit la câteva ore de la internarea în unitatea medicală. A fost unul dintre cele mai grave cazuri pe care le-am întâlnit în ultimii ani. Din nefericire s-a pierdut din cauza unei infecții foarte grave, devastatoare, cu șoc septic și disfuncție multiplă de organ, care nu a putut fi stăpânită prin antibioterapia pe care i-am administrat-o și tot ce a însemnat suport de terapie intensivă, a afirmat Carmen Dorobăț, directorul Spitalului de Boli Infecțioase Iași. Cu câteva zile în urmă, fata a fost găsită de polițiști rătăcind pe străzi și adusă la centrul social din Vaslui. O zi mai târziu, în jurul prânzului, adolescenta a acuzat dureri în partea stângă a abdomenului și la un membru inferior, stare de amorțeală, iar reprezentanții centrului au solicitat de urgență o ambulanță. Potrivit reprezentanților Spitalului Județean de Urgență Vaslui, tânăra a fost internată cu suspiciune de colică renală. În urma analizelor s-a evidențiat o infecție. Adolescenta a primit tratament, însă peste noapte starea ei s-a agravat. În cursul dimineții de marți, fata a fost transferată la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași. Spitalul Clinic de Boli Infecțioase din Iași a primit în cursul acestei dimineți, prin transfer de la Spitalul Județean Vaslui, un caz a unei paciente de 17 ani cu observație meningită meningococică, forma gravă. A stat internată 24 de ore la Vaslui. Cei de la Vaslui și-au dat la timp seama că poate fi vorba despre o astfel de formă gravă de meningită, au transferat pacienta la Iași. Dar vă pot spune, după aspectul clinic, că seamănă cu ceea ce am auzit relatat de media în ceea ce privește pacienta de la București. Meningita meningococică, de care discutăm, de regulă nu dă forme atât de grave de meningită. De regulă, spun. De mult nu am mai avut astfel de forme foarte grave de meningită meningococică. Meningococul este o bacterie care se transmite prin aer. De aceea, sigur, Direcția de Sănătate Publică Vaslui a și făcut și a și luat măsurile care se impun în astfel de cazuri, pentru că trebuie o prevenție la toți contactii unei astfel de paciente, o prevenție în ceea ce privește o antibiotică, terapie de scurtă durată. Marți seara, tânăra a pierdut lupta cu viața. Luni, o altă adolescentă din Botoșani a primit diagnosticul de meningită, însă doctorii au precizat că este vorba de o formă mai ușoară. În prezent, starea tinerei este stabilă. Un alt caz de meningită a fost semnalat săptămâna trecută. O elevă din București a fost răpusă în doar 8 ore de o formă a bolii cu o evoluție fulminantă. Cazul de la Liceul Lazar a șocat prin rapiditatea cu care a intervenit decesul.